Fiți bineveniți la o nouă meditație din cuvânt, închinare sinceră. Te chem din toată inima mea, ascultă-mă, Doamne, ca să păzesc orânduirile Tale. Când preoții intrau în locul sfânt dimineața și seara, acesta era un timp de mare însemnătate pentru închinători. Înainte de a intra în prezența lui Dumnezeu, prin slujirea preotului, ei trebuiau să-și ia timp să-și cerceteze stăruitor inima și să-și mărturisească păcatele. În felul acesta, cererile lor se înălțau odată cu norul de tămâie, în timp ce credința se prindea puternic de meritele Mântuitorului făgăduit, simbolizat prin jertfa de ispășire. Deși condamnă un simplu șir de ceremonii, lipsite de spiritul închinării, Dumnezeu privește cu multă plăcere asupra acelora care îl iubesc și care se pleacă dimineața și seara în rugăciune spre a căuta iertare pentru păcatele făptuite și spre a-i prezenta cererile lor pentru binecuvântările necesare.